Sunteți fericit că antrenați petrolul? Da, pot să spun că sigur că da. Nici nu trebuie să mai mă gândesc la întrebarea asta. Este un vis devenit realitate și nu trebuie să mă ascund de acest lucru. Sunt în curtea asta aici, mă uit, schimba stadionul, da? La tribuna a doua, acolo era un teren de zgură pe care eu am fost selecționat de Noni Lindeberg. Am crescut cu petrolul, știu ce înseamnă petrolul, nu are cum să nu fiu fericit, pentru că în acest moment sunt în postura asta.